Frați și surori, există o tensiune permanentă între ceea ce face Dumnezeu și ceea ce facem noi. Între ceea ce Dumnezeu își asumă ca și creator, ca și suveran și ceea ce noi suntem responsabili să facem. Vedeți, pentru ca oamenii să fie curați, magazinele sunt pline de săpun. Însă oamenii sunt curați dacă îl cumpără și îl folosesc. Și este ciudat să vedem foarte mulți creștini care se declară învinși, biruiți de ispite, de provocările vieții, de orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne, capitulând, declarându-se neputincioși și oarecum dând vina pe Dumnezeu. Pentru că în teologia modernă, creștinul pune totul pe seama lui Dumnezeu. Și e foarte adevărat că îi dă credit lui Dumnezeu pentru toate binecuvântările din viața lui, pentru biruințele spirituale. Ce ne facem însă cu falimentele noastre? Pentru că nu-l putem face responsabil pe Dumnezeu de ele. Iată de ce, așa cum s-a menționat și dimineață și în seara aceasta, înțelegerea noastră cu privire la aceste lucruri trebuie să fie extrem de balansată. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și sunt trei concepte pe care aș dori să vi le supun atenției, însușindu-ne poate să căpătăm un pic de lumină și să devenim mai biruitori în lupta credinței noastre. Vă rog să observați mai întâi originalitatea caracterului nou. Caracterul nou nu este o mimică, nu este o conformare forțată. Aici e foarte adevărat că unii vor veni și vor spune, ce mai avem rânduieli în biserică, de aia avem rânduieli în biserică. Nu există nicio instituție fără rânduieli. Dacă n-am avea nicio rânduială, ar fi un haos. E normal să avem rânduieli. Dar noi la ora actuală nu ne referim de la rânduielile pe care le avem în biserică cu privire la buna funcționare, la decență, la lucruri de genul ăsta. Ne referim la viața de credință, a pocăitului, la succesul lui în viața de credință. La asta ne referim acum. Și succesul în viața de credință nu este o lucrare inchizitorie, deși Biblia spune să veghem unii asupra altora, avem nevoie de supraveghere altora, ca să ne ajute, ca să ne îndemnăm la fapte bune. Însă, niciodată un pocăit nu va fi un pocăit autentic, pentru că am să iau o bâtă mare și am să stau în fiecare zi pe urmele lui. În primul rând nu pot și în al doilea rând nu vreau. Am destul de lucru cu propria mea spinare. Lucrarea aceasta a înnoirii vine de la Dumnezeu și este datoria fiecăruia dintre noi.
să o aplicăm pentru că ne stă la dispoziție. De-aia a spus domnului Nicodim, trebuie să vă nașteți din nou. Dumnezeu face lucrarea aceasta, dar eu sunt cel care trebuie să colaborez. Să mă pun pe masa de operație. Interesant că dacă în 2 Corinteni 5 cu 17 spune că și dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi, în versetul 18 spune și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu. Sunt de la Dumnezeu. Vin de la Dumnezeu. Iată ce spune în Coloseni 2 cu 18. Nimeni să nu vă răpească premiul alergării, făcându-și voia lui însuși, printr-o smerenie și închinare la îngeri, amestecându-se în lucruri pe care nu le-a văzut, umflat de o mândrie deșartă prin gândurile firii lui pământești. Și nu se ține strâns de capul din care tot trupul hrănit și bine închegat cu ajutorul încheieturilor și legăturilor își primește creșterea pe care o dă Dumnezeu. Cu alte cuvinte, să nu subestimăm capacitatea firii pământești de a mima pocăință. De a mima pocăință. Și uneori o mimează bine. Aproape că nu poți să faci diferența între pocăința adevărată și pocăința mimată, pocăința duhovnicească de tip duhovnicești și pocăința firii pământești. Firea pământească se poate și ea adapta, conforma. Și uneori, admirabil. Dar o asemenea viață este o viață de chin, pentru că nu are acea originalitate lucrurile care vin din Dumnezeu. În 2 Petru, capitolul 1, versetul 3, spune Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Dacă vrei să fii un credincios autentic, trebuie să te alipești de Domnul, de capul trupului. Ăsta este motivul pentru care avem foarte mulți credincioși falimentari în viața de credință. Pentru că ei se alipesc de trup, dar n-au nicio legătură cu capul trupului care este Domnul Iisus Hristos. Ei experimentează o conformare a firii pământești, dar nu o transformare a minții și a vieții. Originalitatea caracterului nou înseamnă fapte pe care Dumnezeu le-a pregătit ca să trăim în ele. Vă spuneam nu de mult că libertatea noastră are în vedere alegerea stăpânului nostru. Când am ales stăpânul, am ales stilul de viață. Când am ales stilul de viață, am ales destinul. Pentru că Dumnezeu are un popor pe care l-a pregătit să fie a lui plin de râvnă pentru fapte bune. Care fapte bune? Efeseni 2, capitolul 10. Faptele pe care le-a pregătit mai dinainte să umblăm în ele. Tu l-ai ales pe Hristos ca mântuitor. L-ai lăsat să lucreze nașterea din nou în viața ta. Stilul tău de viață este rezultatul natural al acestei nașteri din nou. Pomul bun dă roade bune, pentru că i s-a schimbat esența, i s-a schimbat natura. Despărțiți de el, spunea Domnul Iisus Hristos, nu putem face nimic. Și aici aș vrea să mergem puțin în Evanghelia după Ioan, în capitolul 15, pentru că e ceva foarte interesant, vorbim de a fi în Hristos. Ascultați ce spune Domnul Iisus Hristos de la versetul 1. Eu sunt adevărata viță și Tatăl meu este vierul.
pe orice mlădiță care unde este, fraților? În Hristos. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Știți cât de nespus de înșelătoare și de deznădăjduit de rea este inima omului? El acceptă pe Hristos și Biblia este foarte clară. Dacă cineva cheamă numele Domnului, va fi mântuit. Prin mărturisirea cu gura și credința din inimă, se primește mântuire. Și Hristos îi spune cu drag, poftim, ai loc în mine. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce rod. El o taie. Și pe orice mlădiță care aduce rod o curăță ca să aducă și mai mult rod. Dar există un alt pericol. Nu numai să fii în el și pe urmă să fii fără rod și te taie, nu rămâi în el. Ecuația este valabilă. Dacă nu ești în Hristos, nu ești o făptură nouă. Dacă ești în Hristos și încerci să joci rol dublu, te taie. Nu mai ești în el. Dar e posibil să nu vrei tu să rămâi în el. Versetul 4 spune, rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi, după cum mlădița nu poate aduce rod de la sine. Dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce rod dacă nu rămâneți în mine. Și versetul 6 spune, dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară ca mlădița neroditoare. Și mlădița neroditoare și mlădița care nu rămâne în Hristos sunt amândouă aruncate și arse. Asta înseamnă originalitatea caracterului nou. Nu poate fi contrafăcut. Vezi, au venit farisei la Ioan Botezătorul. Și au spus, vrem și noi să ne botezăm. Și Ioan Botezătorul le spune, pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți fapte vrednice de pocăința voastră. Asta e vorba de roade. Când vorbim de roade, fraților, și vă spun întotdeauna la anul nou lucrul acesta, că știm ce înseamnă rod. Înseamnă trei lucruri. Există rod de caracter. Caracterul tău. E modul în care rodește nașterea din nou în tine. Doi, rod de ordin caritabil, să fiți cei din tâi în fapte bune, și rod de convertire, lucrând la întoarcerea altora la Hristos. Așa se manifestă rodul în viața noastră. Prin caracter, prin spirit caritabil și prin convertirea altora la credință. Așa aducem rod. Sunt credincioși cărora nu li se schimbă caracterul. Sunt credincioși care întorc spatele celor care au nevoie de ei. Și sunt credincioși care nu vorbesc niciodată de Dumnezeu altora. Astea sunt mlădițe neroditoare. Și cuvântul lui Dumnezeu spune, păi când Dumnezeu îți pune la dispoziție toată această sevă de viață, toată această bogăție, tot acest belșug de viață nouă și nu produce nimic în tine, care e rostul existenței tale? Care e rațiunea ta de a fi în Hristos? Faptele bune care nu sunt făcute în Hristos, spunea în vechime profetul, sunt ca o haină mânjită, n-au valoare. Dragii mei, nu subestimez și nu sunt supărat că oamenii nepocăiți fac fapte bune, că
ne place să trăim într-o lume mai bună. Și eu nu cred în depravarea totală a omului. Există oameni care fac bine. Bravo lor! Dar astea contează aici și acum. Aici își au răsplata. Aici sunt apreciați. Aici sunt răsplătiți. Însă în eternitate, în ceea ce privește viața de credință și mântuirea, nu contează decât faptele făcute în Dumnezeu. Așa spunea Domnului Nicodim. Oamenii au fugit, n-au vrut să vină la lumină ca să nu li se vădească faptele, pe când cei neprihăniți vin la lumină. De ce? Să li se vadă faptele, pentru că sunt făcute în Dumnezeu. Originalitatea caracterului nou. În al doilea rând, totalitatea caracterului nou. Spune foarte clar, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Noi funcționăm de multe ori pe bază de negociere, încercăm să stabilim procentaje. Când eram la școală, pentru nota 10 eram bine, nota 9 mă certa cumplit. Nici nu vreau să-mi închipui ce aș fi pățit dacă luam nota 8. Și de multe ori încercam să negociez. Mama era capul răutăților. Nu puteam să trecem pe lângă ea. Pentru nota 8 avea nu ea. De-aia te spăl, de-aia te cal, de-aia așa. Noi n-am avut niciodată. Noi, eu am fost cu vaca la câmp. Stai că tu a fost un om amărât. N-ai ce să faci altceva toată ziua decât să înveți și să iei note bune. Și spuneam, eu sunt mai bun decât majoritatea din clasă. Alții ia 6, 5, 4. Tu nu ești alții. Nu puteam să negociem cu ea nimic. În viața de pocăință avem de multe ori impresia că putem negocia cu Dumnezeu. Păi n-a făcut așa fariseul când s-a dus la templu. A spus, nu-i fi eu cel mai, dar nu sunt nici cel mai. Pe undeva pe acolo mă strecor și eu. Dragii mei, Dumnezeu nu-și negociază standardele. Dumnezeu nu operează cu jumătăți de măsură, cu procentaje. El n-are nevoie de 99,9% din inima ta. Una din marile probleme ale creștinismului modern este că îi oferim lui Dumnezeu ceva și avem impresia că merităm aplauze. Că Dumnezeu stă și nu mai poate de impresionat ce este. Că nici nu e la biserică duminică. Când ne-am rugat și noi 10 minute acolo, pe apucate, când cum? Că am pus mâna pe Biblie să o mutăm de colea-colea și dacă tot am pus mâna pe ea, am șters-o un pic de praf. Frați și surori, părinții noștri în credință au trăit numai pentru Dumnezeu. Au fost devotați lui Dumnezeu. Au muncit să se întrețină și au crescut familia și distracția lor, divertismentul lor a fost rugăciunea, scriptura și părtășia. Atât și nimic mai mult. Cred că noi suntem puțin prea distrați. Și oferim lui Dumnezeu atât de puțin, crezând că îi oferim lui Dumnezeu. Fiți atenți, tot ce îi oferim lui Dumnezeu, ne oferim nouă. Tot ce credem că îi dăm lui Dumnezeu, ne dăm nouă. Că Dumnezeu n-are nevoie de nimic, e autosuficient.
Timpul pe care îl petreci pe genunchi e pentru tine. Când vii la casa lui Dumnezeu, vii pentru tine. Când ești darnic, îți dai ție. Ascultați, Dumnezeu nu dorește oameni cu inima împărțită. Sunt prea mulți idoli în viețile noastre. 2 Petru 1 cu 3. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot. Vorbim de totalitatea caracterului meu. Tot ce privește viața și evlavia. Prin cunoașterea celui ce ne-a chemat, prin slava și puterea lui. Prin care el ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, vorbim de această înnoire, nu? După ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Fratele Păstor Adi spunea mai devreme că există o ordine a lucrurilor. Când ai intrat în Hristos, prima dată se duc lucrurile vechi. Că lucrurile noi n-au loc de lucrurile vechi. Ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. De aceea, pentru că Dumnezeu ne-a dat tot, dați-vă și voi toate silințele. Și acum ce trebuie să facem? This is a full-time job. Când un om ar împlini ce scrie aici, îi rămâne foarte puțin timp pentru altceva. De-aia pocăitul adevărat nu bârfește, că n-are timp, e ocupat. De-aia pocăitul adevărat nu se uită la prostii și nu se duce la prostii și nu se ține de șluiete de bancuri și de alte lucruri slabe. Că n-are timp, că el e ocupat. El unește cu credința fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați și cu dragostea de frați iubirea de oameni, căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ceea ce privește deplina cunoștința Domnului nostru Iisus Hristos. Iată, aceasta este totalitatea caracterului nou. Dragii mei, să nu trăim viața de credință în procentaje. Hristos a dat tot, Dumnezeu ne-a dat tot și noi trebuie să-i oferim tot. Ascultați ce spune în Deuteronom, capitolul 6, de la versetul 1. Pentru că ăsta nu e un concept nou, această totalitate a predării noastre în slujba lui Dumnezeu. Ia ascultați. Iată poruncile Deuteronom 6 cu 1. Legile și rânduielile pe care a poruncit Domnul Dumnezeul vostru să vă învăț să le împliniți în țara pe care o veți lua în stăpânire. Aici e vorba de Israel, nu? Ca să te temi de Domnul Dumnezeul tău păzind, și acum atenție, în toate zilele vieții tale, deci totdeauna, toți tu, fiul tău și fiul fiului tău, toate legile și toate poruncile lui pe care ți le dau și ai să ai zile multe. Ascultă-le, dar, Izraele, și caută să le împlinești ca să fii fericit și să vă înmulțiți mult, cum ți-a spus Domnul Dumnezeul părinților tăi când ți-a făgăduit țara în care curge lapte și miere. Ascultă, Izraele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul stăpân. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Mai ai loc de altceva? Când i-ai dat totul lui Dumnezeu? Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta, să le întiperești în mintea copiilor tăi, să vorbești de ele totdeauna, când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Tu ocupat e omul ăsta. De-aia nu se ține de prostii.
De-aia nu reușește diavolul să-l tragă în cursă, că n-are de unde să-l agațe. Să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini, să-ți fie ca niște fruntari între ochi, să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Iată, dar totalitatea nașterii din nou. Și în fine, am vorbit despre originalitatea caracterului nou, totalitatea caracterului nou, exclusivitatea caracterului nou. Spune Apostolul Pavel, fiți plin de Duh și nu de must. Astea sunt lucruri care se exclud reciproc. Ascultați ce spune în Coloseni 3:8, dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri. Lăsați-vă de toate aceste lucruri. Toate cele vechi s-au dus. Noi le măturăm așa, câte una, câte una, câte una, câte una. V-am spus că una dintre cele mai traumatice experiențe pe care le-am avut vreodată, mă ajunsesem și eu acum matur în credință, eram păstor de câțiva ani și mă credeam om de treabă. Și într-o zi Duhul lui Dumnezeu m-a întrebat, care e ultimul lucru de care m-am pocăit? Despre care am ajuns la concluzia că nu mai trebuie să-l fac. Și nu mi-am adus aminte imediat care e lucrul de care m-am pocăit duminica trecută. Nu știu, bine, luna trecută, anul trecut, în ultimii 10 ani. Și nu mi-am adus aminte de nimic. Și atunci am stat și m-am gândit, hai, înseamnă că ori am ajuns deja de săvârșit, ori am uitat să mă mai pocăiesc. Am ajuns la concluzia că sunt suficient de bun. Ei, acest concept al automulțumirii și suficienței îi nenorocește pe mulți creștini în viața de credință. Pentru că atunci când nu crești, când nu dai la o parte tot ca să faci loc pentru tot ceea ce trebuie, nu că stai pe loc, scazi și nici nu-ți dai seama. Și ascultați, lăsați-vă de toate aceste lucruri, de mânie, de vrăjmășie, de răutate, de clevetire, de vorbele rușinoase care v-ar putea ieși din gură, nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Astfel, dar, ca niște aleși al lui Dumnezeu, sfinți și preiubiți. Citesc din Coloseni 3:12. Astfel, dar, ca niște aleși al lui Dumnezeu, sfinți și preiubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos, versetul 16, cuvântul lui Hristos. Cu atâtea lucruri, cine mai are timp de altele? Vorbeam mai devreme de must și de duh? Duhul vine doar în cantitatea plinătății. Ești ori plin, orgol, o picătură de altceva te golește de Dumnezeu. Pentru că trebuie să dăm afară tot ca să putem face loc la tot. Și n-au loc unul de altul. Știți ce spune în Galateni, capitolul 5? De la versetul 16, zic, dar umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești, căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora. Nu pot conviețui. Nu pot conviețui.
Faptele și poftele firii pământești nu pot conviețui cu ceea ce dorește să lucreze Duhul în viața credinciosului. Vreau doar să vă repet o ecuație pe care v-am prezentat-o de mai multă vreme, referitoare la modul în care verificăm dacă suntem în Hristos sau nu. Pentru că am învățat astăzi că dacă suntem în Hristos, suntem o făptură nouă, cele vechi s-au dus și toate lucrurile s-au făcut noi. Cum ne putem verifica? Cum ne putem analiza? Roman capitolul 8 ne ajută de minune. Ascultați ce spune la versetul 1. Acum dar nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos. Pentru că noi funcționăm în baza conștiinței noastre. Când venim înaintea lui Dumnezeu, conștiința ne îndreptățește sau ne mustră. Și când ne mustră inima sau conștiința, n-avem curaj, n-avem îndrăzneală, spunea Ioan. Că dacă inima nu ne osândește, avem îndrăzneală și ceea ce cerem vom primi. De multe ori suntem timizi pentru că inima ne spune, nu stai bine, nu ești bine. Și foarte important noi să știm dacă suntem în Hristos, dar și cei din jurul nostru să ne poată supraveghea. Părinții să se uite la copii, soțul să se uite la soție, soția la soț. Frații, unii la alții. Fraților, să nu trăim cu impresia că n-are nimeni voie să ne spună nouă nimic. Din contră, Biblia spune, dacă vezi pe fratele tău a căzut într-o greșeală într-o dată, du-te cu Duhul Blândeții, încearcă să-l ridici. Noi adoptăm poziția, nu mă bag, Domnule, mi-l fac dușman. Și uite așa ne lăsăm unii pe alții să ne dăm de-a dura în iad. Ca să nu ne facem dușmani. Nu este nicio osândire, nicio condamnare pentru cei ce sunt în Hristos Iisus. Și acum ascultați. 8:1. Care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Există această luptă, agonie permanentă, tensiune permanentă între ceea ce e duhovnicesc și ceea ce este firesc. Una dintre cele mai profunde cântări cu încărcătură doctrinară este a fratelui Nicolița Moldoveanu, Te aleg mereu. Pentru că întotdeauna partea cealaltă contestă alegerea noastră. Și trebuie din nou și din nou, în fiecare zi, puși în fața unei ispite, a unei curse, a unei provocări, să alegem din nou să trăim în Duhul. Să alegem îndemnurile Duhului și nu ale firii pământești. E chestia cu îngerașii de pe umăr. Da, e o chestie exagerată, dar e o realitate. Pe un umăr e firea ta pământească care îți șoptește. Zi înapoi! Dă-i replica, taxează, răzbună-te. Și Duhul care spune, rabdă, iubește, îngăduie. Firea care spune, nu te vede nimeni. Și Duhul care spune, ia uite-te în sus. Frați și surori, pentru cei ce sunt în Hristos nu este nicio osândire, pentru că ei trăiesc după îndemnurile Duhului, nu după îndemnurile firii pământești. Acum, Dumnezeu știe toate lucrurile. În 2 Timotei 2,19 spune că Dumnezeu îi știe pe cei ce sunt ai Lui. El n-are nevoie să se uite. Că El este Cel care a lucrat nașterea din nou. Și El te are înscris. El știe că ești al Lui. Dar pentru noi care am fost chemați să veghem unii asupra altora, nu e chiar așa de ușor, că nu umblăm cu etichetele pe frunte.
Cum aflăm noi dacă cineva este în Hristos sau nu? Și dacă umblă după îndemnurile Duhului sau ale firii? Versetul 5 din Romani 8, în adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești, umblă după lucrurile firii pământești. Ei, la lucruri ne pricepem. Toate lucrurile vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. La lucruri ne pricepem. Și când ne uităm la lucruri, astea pot fi prioritățile din calendarul nostru zilnic. Știm să trecem fiecare întâlnire care ține de serviciul nostru, fiecare programare care ține de sănătatea noastră. Când ai pus ultima dată în calendarul tău zilnic ora ta de rugăciune cu Dumnezeu? Ora ta de studiu biblic? Când? Pentru că dacă nu facem lucrul ăsta, Duhul e plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Și ascultați ce spune în Romani 8 cu 5. În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești umblă după lucrurile firii pământești, pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului. Și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace, fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu. Și vreau să închei cu ceea ce spune în Coloseni, capitolul 3, de la versetul 1. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, ce înseamnă asta? Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șa de la dreapta lui Dumnezeu, gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Frați și surori, vreau să vă spun că în secolul 21 se poate trăi, bine mersi, fără televizor. Se poate trăi foarte bine fără filme, fără divertismente, fără tot felul de activități recreative, dar care ne mănâncă timpul. Atunci când n-ai timp de Dumnezeu, n-ai timp de tine. Cel mai mare bine pe care ți-l poți face este să te gândești la lucrurile de sus. Când a fost ultima dată, când uite, n-ai avut prea mare lucru de făcut și prima dată te-ai gândit, Doamne, ia să citesc ceva din Scripturi, ia să mă rog. Că frați și surori, de nu. Nu rodim. N-avem succes în viața spirituală și când mă gândesc la succes, mă gândesc la rodire. Mă gândesc la rămânerea în Hristos. Mă gândesc la veșnicia noastră. Haideți să ne ridicăm în picioare, să venim înaintea Domnului, vă rog frumos. Nu vreau neapărat să fie o rugăciune plină de har, dacă este, nu mă supăr. Dar haideți să stăm, să tăcem din gură puțin, mai întâi. Și pe urmă ne rugăm și în comun. Vreau să-ți pui o întrebare. Când ai citit ultima dată Scripturile și când te-ai rugat ultima dată? Din o oră, 10 minute, 15 minute, 5 minute. Dar nu amin, Doamne, că mi-e foame sau să cas pe marginea patului de somn. Așa o rugăciune cu câteva cuvinte care să aibă noimă, să aibă un oarecare înțeles. Gândește-te când. Și dacă nu ți-aduce aminte, pe urmă vom face o rugăciune
în care să ne cerem iertare și să ne luăm angajamentul să trăim o viață cu adevărat aproape de Dumnezeu, pentru că ne-a fost pusă la dispoziție. Doar trebuie să o luăm și să o aplicăm în viețile noastre. Stăm în tăcere înaintea Domnului pentru câteva momente. Vă rog o cercetare personală, că probabil dacă aș zice, ia spune, când și ai spune, te-ar auzi vecinul. Ar fi jenant. În mintea ta, în inima ta, fă-ți o socoteală. Cum stai cu legătura ta cu Dumnezeu, viața ta de credință? Stăm înaintea Domnului câteva momente în tăcere. Nu te gândi la altceva, gândește-te la relația ta cu Dumnezeu. Evaluează relația ta cu Dumnezeu în lumina cuvântului pe care l-ai auzit. Dă-ți o notă, dar fii realist, fii exigent, nu te minți, că n-are rost, ne pierdem timpul. Spune adevărul! Biblia spune, nu mințiți împotriva adevărului, spune adevărul cu privire la cine ești tu în Hristos. Care e relația ta cu Hristos? E loc de mai bine? Vreau îmbunătățire a relației cu Hristos? Frați și surori, avem un Dumnezeu tare bun. În seara aceasta eu îi văd brațele deschise către fiecare dintre noi. Abia așteaptă să petreacă timp cu tine pentru binele tău etern, că Dumnezeu îți vrea binele, îți vrea veșnicia împreună cu El. Asta dorește El pentru viața ta și stă la dispoziție, stă la dispoziția fiecăruia dintre noi. Iertare, cerem iertare și apoi ne luăm un angajament sfânt înaintea lui Dumnezeu, că vom petrece mai mult timp cu El, ne vom gândi mai mult la lucrurile de sus și vom umbla după lucrurile Duhului. Ne rugăm cu toții.